Vă binecuvântez în numele Domnului, dragi iubitori ai proiectului Împreună. Nu-i așa? Noi credincioșii avem tendința să apelăm la Dumnezeu mai ales atunci când nu ne simțim pregătiți, nu avem abilitățile necesare sau nu suntem stăpâni pe o situație. În schimb, când simțim că suntem stăpâni, când simțim că suntem pregătiți pentru ceea ce avem de făcut, parcă mult mai greu apelăm la ajutorul lui Dumnezeu. O situație de genul acesta ne este prezentată și în pasajul de astăzi, 1 Cronici, capitolul 5, unde ni se spune despre fiii lui Ruben, gadiții și jumătate din seminția lui Manase, că aceștia erau oameni viteji care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul. Ei au făcut război cu hagareniții și Scriptura ne dă un detaliu foarte interesant despre deznodământul luptei acesteia. Ei au primit ajutor de la Dumnezeu, pentru că în timpul luptei strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat pentru că se încrezuseră în el. Accentul cade nu pe cât de buni erau ei în tehnica luptei, ci pe faptul că s-au încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu i-a ajutat. Înțelegem ceva de aici. Oricare ar fi pregătirea ta sau abilitățile tale, atunci când te afli într-o situație și ai o luptă în viața ta sau ai ceva de făcut, este mult mai înțelept să apelezi la ajutorul lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți pregătit, chiar dacă ai impresia că totul îți este sub control, lasă-L pe Dumnezeu să fie Cel care îți asigură biruința. Este în felul acesta și un mod plăcut de a aduce slavă lui Dumnezeu într-o situație din viața ta. În ultimele 4 versete ale aceluiași capitol 5, din păcate, nota povestirii nu mai este la fel de victorioasă. Și ne spune Scriptura că aceiași oameni care biruiseră mai devreme au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și s-au dus după dumnezeii popoarelor pe care le biruiseră. Înțelegem de aici un lucru. Nu e suficient să ai o luptă pentru a câștiga întregul război. Și noi, pe pământul acesta, suntem într-un război spiritual. E foarte important să ne păstrăm până la capăt încrederea în Dumnezeu pentru a beneficia de câștigul întregului război și nu doar a unei lupte, oricât de răsunătoare ar fi aceasta la un moment dat în viețile noastre. În aceeași notă, în pasajul din Psalmi, Psalmul 6, Scriptura ne spune despre David că era genul de om care căuta întotdeauna ajutorul la Dumnezeu. El striga către Dumnezeu și spunea: sufletul mi-e îngrozit de tot. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, și izbăvește-mi sufletul. Și apoi încheie el pasajul spunând: Domnul îmi ascultă cererile. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Biruința ține mai mult de cât te încrezi în Dumnezeu față de cât de puternici sunt vrăjmașii tăi sau cât de pregătit te simți sau te găsești tu într-o situație din viața ta. În încheiere, aș vrea să amintesc doar două versete din pasajul care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 26. Găsim aici o frumoasă definiție a misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Pavel în momentul convertirii lui. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă. Și așa de mult îmi place modul în care Dumnezeu arată de unde și până unde trebuie să ajungă oamenii care vor beneficia de misiunea și cuvântul Evangheliei. Să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertarea de păcate și împreună cu aceasta moștenirea împreună cu cei sfințiți. Acesta este un mod complet în care Dumnezeu lucrează în viața cuiva. Misiunea bisericilor noastre astăzi este aceeași. Să aducem lumina lui Dumnezeu printre oameni. Prin încredere în El, Dumnezeu să ne ajute să facem și noi la fel și să mergem în direcția pe care Dumnezeu o are pentru bisericile sale. Fiți binecuvântați de Domnul!